Să trăiești singur versus să trăiești cu părinții. Trăiești cu părinții. Iule! Da! De câte ori ți-am spus să nu arunci hainele? Uite, sau faci curățenie aici, sau afară? Adică? Să trăiești afară! Bine. Trăiești singur. Ha, prieteni, vă arăt un truc foarte, foarte periculos. Dacă trăiți cu părinții, mai bine să nu repetați. Uitați-vă ce pot eu. Hopă un ciorap, vedeți ciorapul așa, hopă încolo un cap, vedeți? Și acum al doilea truc, uitați-vă așa, vedeți? Dar părinții, și eu să vă zic că dacă voi să aruncați hainele prin cameră, așa că trăiți singur. Trăiești cu părinții. Iulia, trezește-te, trebuie de mers la școală, sau tu vrei să întârzi? Da, încă-i de vreme, mam. Mai repede te-ai ridicat ce ai mers la școală. Bine, mă trezesc. Trăiești singur. Trăiești cu părinții. Fiule, da. Mergi să speli vesela, eu vreau să gătesc de mâncat. Dar de ce eu? De ce eu trebuie să de una mereu să spăl eu vesela? Lasă altcineva! Trăiești singur. Astăzi 100% nu mai spăl vesela. Dar nici mâine, nici păi mâine, nu știu. Trăiești cu părinții. Mama, ce? Dar poți să gătești ceva supă de găină cu ciuperci și niște bătute? Bine, fiule. Mulțumesc mult! Trăiești singur. Vreau să mănânc ceva gustos, bun, ceva neobișnuit. O, idee! Bro, și mănânci? Niște aer, vrei și tu zguști? Nu, mulțumesc. Poate... Nu. Trăiești cu părinții. Fiule, stinge-mi repede pisiul și mergi la culcare. Tată, dar abia e ora 10. Uite, să tu stingi pisiul, să eu te sting pe tine. Bine, tată, mi-a stat somn, merg la culcare, stai că sting pisiul. Trăiești singur. Dar ce se întâmplă, doamnă, câte ora? Fac oara 4 dimineața. Când se termine jocul, este uf, doamne. Trăiești cu părinți. Mama! Ce e? Dar spate o schemați câțiva prieteni. Dar pe câteva ore. Iii, așa nu merg. Trăiești singur. Alo, Ionuț, mă auzi? Vină la mine, astăzi bem Coca-Cola, desigur. Deci cheamă-i pe toți astăzi. La mine va fi cea mai tare parte din lume. Trăiești cu părinți. Mama mi-a lăsat bani, poate de mers la cinema. Sau... cumpăr Coca-Cola. Trăiești singur. Deci chirie m-a chitat. Dar ce să mănânc luna aceasta? De aer m-a săturat deja. Să trăiești singur versus să trăiești cu părinții. Prieteni, pentru partea a doua, haideți să adunăm 5.000 de like-uri sub acest video și nu uitați să scrieți în comentarii dacă trăiți singur sau cu părinții. Miau!